devine cinstea și responsabilitatea de a deschide acest simpozion științific. Un simpozion gândit ca parte din manifestările pe care Primăria Municipiului Pitești le-a dedicat centenarului Unirii Iugoslaviei în România. Suntem în anul centenarului Marii Uniri de la 1 decembrie 1918. Care a fost grăbită în acela exact unirea Basarabiei cu țara mamă la 27 martie. Acel moment, 27 martie 1918, găsea România într-o situație foarte complicată în timpul primului război mondial. Ei bine, frații noștri basarabeni de atunci n-au ținut cont de situația în care țara mamă se găsea și au ales să se unească în sfârșit cu România. Trebuie să știți că în anul acesta, anul centenarului, Primăria Municipiului Pitești, prin instituțiile din subordine, Centrul Cultural Pitești, Filarmonica Pitești și alte servicii, organizează mai multe manifestări care să ne aducă aminte de ce a însemnat anul 1918 pentru noi toți românii. Actul de la 27 martie 1918 este mai puțin cunoscut de către noi. La istorie l-am învățat mai puțin sau deloc, spre deosebire de actul de la 1 decembrie 1918. Tocmai de aceea este o tradiție la Primăria Pitești ca 27 martie să fie o zi importantă, marcată așa cum se cuvine. De data aceasta, printr-un simpozion științific realizat în parteneriat cu Universitatea din Pitești și țin să mulțumesc conducerii Universității din Pitești, domnului rector Chirleșan, domnului decan Bărbulescu pentru sprijinul acordat și după amiază la ora 18 printr-un spectacol extraordinar susținut de mari artiști de la Chișinău pe care i-am invitat special, care au venit la Pitești de aseară și care vor susține pe scena Filarmonicii un spectacol cu totul deosebit. Spectacol la care vă invităm, spre deosebire de toate spectacolele noastre, de data aceasta intrarea este liberă, tocmai pentru a însemna pentru toți un moment de bucurie. Anul centenarului nu înseamnă doar prilej de simpozioane, de rememorări pioase, ci înseamnă în special un plus de cunoaștere. Avem datoria să ne cunoaștem istoria noastră așa cum este ea. Și tocmai de aceea cred că accentul pus pe acest an al centenarului se referă la cunoașterea istoriei noastre din ultima sută de ani. Suntem o țară tânără. Până la urmă, ca stat național unitar, nu avem decât 100 de ani. Întotdeauna ne raportăm la marile națiuni europene și din punct de vedere economic și din alte puncte de vedere, dar noi uităm că suntem un stat încă foarte tânăr. Noi la 1100 nu aveam universități în țara noastră cum existau în apusul Europei și acest decalaj s-a cunoscut de-a lungul timpului. Din fericire, ultima sută de ani este o perioadă de maximă dezvoltare pentru țara noastră. Ziua tuturor și vă mulțumesc tuturor. Care marchează
Basarabia. Este un an foarte important, centenarul, pe care îl vom sărba și cu alte ocazii. Vom organiza evenimente potrivite cu acest eveniment și vom ține seama de faptul că România își dorește să fie aproape de, dacă pot să spun, de frații noștri de peste Prut. În aceste momente, de altfel, în toată țara și la nivel național în Parlament, sunt ample dezbateri care pune în evidență acest act istoric care a însemnat foarte mult pentru noi și care ne pune în situația faptului în care putem să gândim mai mult decât atât și în sensul că acțiunea Unirii poate să continue. Există pași importanți, cetățenii din Republica Moldova de peste Prut își doresc în mare măsură să fie alături de noi, România de asemenea își dorește acest lucru și nu numai pentru faptul că ne dorim, ci și prin faptul că această sută de ani pune în evidență o dezvoltare destul de accentuată a țării noastre, care de altfel, așa cum spunea domnul director, este un stat tânăr și care a pornit cu un handicap, dacă pot să mă exprim așa, al dezvoltării, în sensul că la momentul acela era cu mult în urmă față de marile națiuni care decideau tot ce înseamnă politicile, tot ce însemnau politicile, dacă vreți, și situații conflictuale și tot ce înseamnă politicile care privesc învățământul și dezvoltarea care s-a pus amprenta la momentul acela și în continuare și de aceea probabil că există un decalaj pe care noi sperăm să-l scurtăm, să-l micșorăm între noi și alte state consacrate. Eu vreau să vă spun și vă spunea și domnul director că chiar astăzi avem pregătite și alte evenimente, deci evenimente spectacol care să cinstească evenimentul respectiv de astăzi, centenarul, și că vom mai avea și alte manifestări pe parcursul acestui an care vor marca cei 100 de ani de la Unirea care s-a realizat în 27 martie 1918. De altfel, evenimentele importante ale noastre, ale Piteștiului și în toată țara, evident, lucrurile vor sta la fel, se vor desfășura sub acest centenar și inclusiv prezentarea lor și dacă mă gândesc la importantul eveniment care urmează în perioada 20-22 aprilie, Simfonia Lalelor, unică în țară și care este la 41-a aniversare, va avea pe sigla sa de promovare, de prezentare, acest 100 de ani de la Marea Unire. Mai sunt și alte evenimente care le dedicăm Unirii și în situația în care politica guvernamentală o va impune, pentru că efectiv se impune o mai mare aplecare asupra acestui mare eveniment, noi vom fi deschiși pentru a participa alături de toate orașele, de întreaga națiune, în promovarea și în aducerea aminte acestui fapt că suntem la 100 de ani de la Marea Unire și că această unire a fost benefică și a, zic eu, între ghilimele, trebuie să continue și este un moment foarte important de care țara este preocupată în acest moment. În numele conducerii Universității din Pitești și a comunității academice a Universității din Pitești, să vă transmit salutul meu în calitate de președinte al Senatului Universitar. Este o bucurie nemărginită pentru noi să fim astăzi într-o asemenea postură de coorganizatori alături de Primăria Municipiului Pitești, într-o zi cu o înaltă încărcătură emoțională și istorică. Universitatea din Pitești este o universitate mijlocie cu aproape 10.000 de studenți, cu peste 50 de programe de studii de licență și de master, care încearcă să își îndeplinească funcțiile pe care le deține în conformitate cu Legea Educației Naționale, aceea de învățământ, cercetare și de implicare în mediul socioeconomic.
Prin prezența universității noastre astăzi alături de Primăria Pitești, facem dovada faptului că Universitatea din Pitești își îndeplinește misiunea de implicare în spațiul economico-social. Ieri, rectorul universității noastre, domnul conferențiar universitar dr. Dumitru Chirleșan, și-a prezentat împreună cu echipa sa raportul privind starea universității și s-a menționat undeva faptul că la acest moment universitatea noastră are încheiate 350 de parteneriate cu reprezentanții administrației publice locale, județene și cu reprezentanții mediului socioeconomic. Nutrim speranța că vom asista în continuare la evenimente de înaltă ținută organizate împreună cu universitatea noastră. Arătăm toată disponibilitatea pentru a ne achita de sarcini cu cât mai mult profesionalism. Astăzi, universitatea noastră este prezentă la acest eveniment cu facultatea de profil, facultatea de istorie și mulțumesc colegilor mei, domnului decan Constantin Bărbulescu, colegului meu, domnul profesor Pistol, care va avea o expunere științifică legată de însemnătatea istorică a evenimentului de astăzi. Vă mulțumim încă o dată pentru faptul că ați ales să vă fim parteneri într-un asemenea eveniment și doresc succes manifestării științifice organizate astăzi într-o asemenea sală frumoasă a primăriei orașului nostru. Sunt extrem de onorată să fiu astăzi alături de dumneavoastră într-un moment istoric, într-un an istoric, un moment marcat prin numeroase manifestări științifice, culturale și artistice, la care participă elevii noștri și profesorii din învățământul argeșan. 1918 a reprezentat, după cum știm, un an extrem de important, un moment în care s-a împlinit cel mai scump ideal pentru care s-au luptat și s-au jertfit numeroase generații. De-a lungul celor 100 de ani, România a dat personalități numeroase, precum George Enescu, Nicolae Iorga, Constantin Brâncuș și mulți alții, prin care s-a promovat identitatea națională și, bineînțeles, ne-am ancorat în marea diversitate europeană și chiar internațională. Aș vrea să vă mulțumesc în numele instituției pe care o reprezint, pentru că vă implicați în toate acțiunile și activitățile demarate cu și pentru tinerii noștri, pentru pregătirea educațională și profesională și pentru integrarea în piața muncii. Vă mulțumesc tuturor și vă urez succes în continuare. În primul rând vreau să mulțumesc domnului primar pentru invitația pe care ne-a transmis-o. Să știți că reprezint comunitatea de afaceri din Argeș, membrii Camerei de Comerț și este primul eveniment la care participăm pentru sărbătorirea celor 100 de ani de la Marea Unire. Mulțumesc, apreciez foarte mult și de asemenea colaborarea cu Universitatea și cu doamna profesor Diaconu este una foarte bună. Fiind primul eveniment, ne-ați dat și o idee, m-am consultat cu colegul meu și ne-ați dat și o idee ca evenimentul major pe care Camera de Comerț, Industrie și Agricultură îl va organiza pe 26-29 aprilie, Târgul Agro Pitești, să aibă ceva legat și de Marea Unire, pentru că este organizat în anul Marii Uniri. Ați spus că și dumneavoastră la Sinfonia la Rero ați făcut. O să ne gândim, să vedem dacă sunteți de acord, pentru că sunteți parteneri cu noi, dacă sunteți de acord, să legăm puțin acest eveniment. Este bine să ne cunoaștem istoria, este bine să ne cinstim înaintașii. Trebuie să vă spun că acum am rememorat puțin, am făcut liceu teoretic și în cei 4 ani de liceu teoretic am făcut istoria României. Și profesorul de istorie și-a dat examen de gradul 1 cu clasa la care eu eram. Vă mulțumesc, suntem onorați și trebuie să ne cinstim înaintașii. Vă felicit pentru organizare. Asociația Consiliului Unirii este o asociație, un ONG care s-a fondat anul trecut la inițiativa mea, cuprinde practic toată România și Basarabia. Vreau să vă spun doar două vorbe. Am fost duminică 25 martie la Chișinău, unde foarte mulți români, de dincolo și de dincoace de Prut, au aniversat împlinirea 100 de ani de la declarația prin care Basarabia a hotărât că se unește cu România. Pe noi ne interesează foarte mult trecutul, pentru că se împlinesc 100 de ani, dar trebuie să ne intereseze la fel de mult prezentul și viitorul.
pentru că de noi depinde soarta copiilor noștri și a copiilor copiilor noștri. Suntem datori față de strămoșii noștri, față de înaintașii noștri, față de Mihai Viteazu, față de toți ceilalți care au făcut ceva în istoria acestui neam, să facem și noi astăzi. Faptele sunt singurele care contează, nu vorbele. Vorbe multe, putem să spunem oricare dintre noi, mai mult sau mai puțin frumoase. Important e ce lăsăm după noi generațiilor care ne urmează. Pentru că dacă noi astăzi suntem aici și putem să vorbim, este în primul rând pentru că au fost eroi care și-au dat sângele și viața la Mărăși, Mărășești, Oituz. Altfel, poate România era cucerită de armatele germane și Basarabia la 27 martie 1918 nu mai avea cu cine să se unească, că România nu mai exista, da? Bun, mai departe. Atunci au fost bărbați de stat extraordinari, Panhalipa, Inculeț și alții, Daniel Ciugureanu, care acolo au făcut ceea ce trebuia să facă și sfatul țării a proclamat unirea cu România. Astăzi, dincolo de Prut, marea majoritate a celor care sunt acolo nu sunt bărbați de stat, sunt niște caricaturi din nefericire. Nu vreau să vorbesc despre ceea ce este dincoace de Prut, pentru că, din nefericire, eu când am fost prima dată la Chișinău pe 5 noiembrie, am auzit foarte multă lume vorbind rusește pe stradă și am zis, fraților, aici sunt români sau aici suntem la Moscova? Și au zis, știți, lăsați asta, nu asta e important, important e ce facem. Bun, hai să ne unim. De data asta, unirea trebuie începută de jos în sus. Practic, deja înțelepciunea populară a făcut ca acolo peste 130 de localități, doar de la 1 februarie până astăzi, să semneze declarații simbolice de unire cu România. Dincoace de Prut, lumea, știu eu, face ce vrea, dar ideea este că nu înțelegem că dacă noi nu suntem alături de ei, e foarte trist. Doar 3 localități, din câte știu eu, poate între timp sunt mai multe, Buzău, Lugojul și Alba Iulia au completat aceste declarații simbolice de unire cu frații de dincolo de Prut. Eu mi-am făcut obiceiul să merg în fiecare județ, fiind persoană publică de 28 de ani și realizând și o emisiune de televiziune, să merg să discut cu prefectul, cu primarul capitalei de județ și cu președintele Consiliului Județean, cu cei 3 oameni cei mai importanți din județ și să-i rog să ia exemplu de la frații noștri de dincolo de Prut până nu e prea târziu. De ce? Pentru că trenul trece o singură dată prin gară. O singură dată se împlinesc 100 de ani de la, unirea care s-a petrecut la 1 decembrie 1918. Și atunci trebuie să ne manifestăm ca frați. Voi spune doar 2 cuvinte și închei. Mihail Eminescu spunea, suferința e bună căci ascute geniu, dar prea multă suferință nu e bună căci te poate ucide. De la 1812, frații noștri de dincolo de Prut trăiesc sub cizma rusească, cu acea perioadă fericită din 1918 până în 1939, când pactul Ribbentrop-Molotov a însemnat invadarea acestor teritorii și ne-a fost furată populația și teritoriul. Emil Cioran spunea, poporul român trebuie iubit pentru a fi schimbat și nu schimbat pentru a fi iubit. Haideți să facem ce spune Hora Unirii, hai să dăm mână cu mână cei cu inima română, și să facem unirea, pentru că putem să o facem și poporul, conform Constituției, poporul e deținătorul suveran al puterii în stat. Deci toate autoritățile statului sunt plătite de popor. Toate autoritățile statului trebuie să facă ce vrea poporul. Poporul, dincolo de Prut, vrea unirea. Cred că și dincoace de Prut vrem unirea, că sunt frații noștri. Dacă noi am fi în locul lor, nu ne-ar conveni ca ei să fie în locul nostru și să ne lase așa, să ne luptăm de unii singuri. Trebuie să ne unim eforturile, să arătăm că suntem un neam și o națiune adevărată. Vă mulțumesc! Avem șansa astăzi să fim martorii unui eveniment istoric. S-au spus aici foarte multe adevăruri și cred că se vor spune în continuare în simpozionul nostru organizat aici de Primăria, Consiliul Local și Universitatea din Pitești. Am fost invitat zilele trecute, în 23 și 24 martie, la un simpozion intitulat Râmnicenii și Unirea cu Basarabia, organizat de Primăria și Consiliul Local Râmnicu Sărat, în parteneriat cu Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni. Activitatea s-a desfășurat
chiar în Râmnicu Sărat. A fost impresionant, pentru că acolo au venit delegații din toată țara, au venit delegații din Republica Moldova, delegații impresionante, specific aici numai câțiva invitați veniți din Republica Moldova. Academicianul Cimpoi, Mihai Cimpoi, deputatul Țăranu, scriitori, poeți, oameni din societatea civilă. Am mers de la Argeș cu mesajul și însoțit de expoziția itinerantă Centenarul Marii Uniri, pe care am dus-o acolo, în mijlocul românilor de dincoace și dincolo de Prut. A fost primită extraordinar de bine această expoziție. Am dus mesajele societății civile de la A, felicitând primăria pentru activitatea organizată, mulțumind și Universității din Pitești, de care sunt legat sufletește, și acolo și eu am contribuit cu mica mea părticică la ce înseamnă Universitatea de astăzi. Vă mulțumim și să dea Dumnezeu să fim din ce în ce mai aproape unii de alții. În minutele care urmează, doresc să vă prezint o pagină poate mai puțin cunoscută din istoria Basarabiei, cea legată de organizarea și de începuturile activității statului țării, urmând apoi să mă refer pe scurt și la adoptarea declarației de unire cu patria mamă a Basarabiei. Sigur că odată cu izbucnirea Revoluției rusești din februarie 1917, toate popoarele din cadrul imensului imperiu multinațional rus au început să-și reafirme identitatea națională și procesul respectiv nu putea să ocolească și teritoriul dintre Tulci și Nistru, Basarabia răpită de către ruși în 1812. Sigur că, într-o primă fază, încă de la începutul lunii martie, un grup de intelectuali moldoveni, frunte cu scriitorul și istoricul Pavel Gore, au pus bazele unei publicații în limba română sau limba moldovenească, cum foloseau ei sintagma, publicație intitulată Cuvânt Moldovenesc, publicație care a stat și la baza, practic, a creierii Partidului Național Moldovenesc, un organism care urma să exprime, din punct de vedere politic, opțiunea majorității moldovenilor din Imperiul Rus. Și în urma Congresului de Constituire a respectivului Partid Național, a apărut și ideea aceasta ca în cadrul unei Rusii federalizate, unei Rusii democratice, Basarabia să fie un stat autonom și Basarabia pentru acest lucru avea nevoie de un organism politic reprezentativ. Și ideea patrioților din cadrul Partidului Național a fost aceea de a se înființa un sfat al țării, au spus ei, numai că lucrurile nu erau atât de simple, motiv pentru care situația a mai trenat o bună bucată de vreme. E adevărat că la această idee a constituirii unui organism reprezentativ, unui organism politic intitulat Sfatul Țării, au aderat de-a lungul timpului și ostașii moldoveni aflați la Odessa, apoi cadrele didactice din Moldova, diverse organizații socio-profesionale și încet, încet această idee a prins din ce în ce mai multă consistență. Situația Moldovei a devenit extrem de delicată, practic în vara anului 1917, atunci când Ucraina a început să emită pretenții teritoriale asupra Moldovei. Ucraina își proclamă autonomia și încearcă să lipească teritoriile moldovenești. Și în contextul ăsta, vă spuneam, începe cu adevărat lupta pentru constituirea acestui sfat al țării. Imboldul decisiv a fost dat, practic, de Congresul Ostașilor Moldoveni desfășurat la Chișinău, începând cu 20 octombrie, și atunci ei, în mod ferm, eliminând orice echivoc, au solicitat autonomia Basarabiei
și crearea unui organ suprem al puterii în Basarabia, intitulat Sfatul Țării. Bineînțeles că un astfel de organism trebuia să fie cât mai reprezentativ. Și atunci a apărut ideea constituirii unui birou de organizare a Sfatului Țării, birou care s-a și constituit pe 28 octombrie și care și-a desfășurat lucrările în casa practică a uneia dintre fruntașii mișcării de eliberare națională din Basarabia, Vasile Țanțu, mai puțin cunoscut. Și cu acest prilej au fost luate în dezbatere tot felul de chestiuni. Pe de o parte, era clar că nu se putea organiza niște alegeri generale pe baza unui vot direct, universal și secret. Și atunci a apărut ideea ca fiecare partid politic, fiecare organizație profesională, prin delegații săi să-și aleagă deputații în cadrul Sfatului Țării. Acum trebuie precizat faptul că era nevoie ca și principiul de organizare a Sfatului Țării să se respecte ponderea etnică a naționalităților. Și ponderea etnică în Basarabia, în pofida unui secol de rusificare, era următoarea. Aproximativ 70% moldoveni români și cam în jur de 30% minorități naționale. Și în momentul în care s-a decis să se organizeze acest Sfat al Țării, s-a ținut cont de această proporționalitate etnică. Adică gândirea celor care au inițiat crearea Sfatului Țării a fost una ca toate naționalitățile și toate categoriile socioprofesionale să fie reprezentate în mod cât se poate de corect în organismul respectiv. Din punct de vedere etnic al repartiției pe naționalități, s-a ajuns la ideea ca românii, sau mă rog, moldovenii, să reprezinte 105 persoane, ca ucrainenii, principalul grup etnic minoritar, să fie reprezentat de 15 deputați, ca evreii, un alt grup etnic foarte important, să fie reprezentat de 13 deputați, ca rușii să aibă 7 deputați, ca bulgarii să aibă 3 deputați, ca germanii și găgăuzii să aibă câte 2 deputați, urmând ca celelalte minorități, adică polonezi, armeni, greci, să aibă câte un deputat în respectivul organism. S-a mers cu ideea aceasta de deschidere și de democratizare atât de departe încât inclusiv Liga Femeilor Moldovenice a fost reprezentată printr-o deputată, doctora Elena Alistar, în acest organism intitulat Sfatul Țării. În total, s-a ajuns la formula ca Sfatul Țării să cuprindă 150 de deputați. Au fost luate în calcul mai multe formule, inițial se vorbise de 100 de deputați, însă nu puteau fi reprezentate toate organizațiile și, în cele din urmă, vă spuneam, s-a ajuns la această formulă cu 150 de deputați în Sfatul Țării. Sigur că orașul Chișinău, care era cea mai importantă localitate a provinciei respective, urma să desemneze 3 deputați, el singur. Celelalte județe basarabene urmau să aibă câte 4 deputați în Sfatul Țării. De pildă, la Chișinău, ca să vă dau încă o imagine asupra modului democratic în care s-a procedat, am avut 3 deputați, un român, un rus și un evreu. Pentru că se respecta principiul ăsta al proporționalității etnice și e bine cunoscut faptul că în Basarabia și nu doar în Basarabia, ci în toate provinciile care se vor alipi în 1918 la România, în mediul urban, populația românească avea o pondere mai mică, pe când în mediul rural românii erau majoritari în mod categoric. După unele tergiversări provocate de minoritățile naționale,
care au simțit pulsul acesta al istoriei și, în special, cele mai multe pietre au fost puse de către ucraineni, visând la faptul că Basarabia ar putea fi inclusă în Ucraina. S-a ajuns totuși la momentul convocării sfatului țării pe 21 noiembrie 1917, iarăși o zi de referință în istoria Basarabiei. Și deși era sfârșit de noiembrie și de obicei la Chișinău zăpada cădea după mijlocul lunii noiembrie, cronicarii consemnează faptul că în acea zi de 21 noiembrie a fost neașteptat de mult soare și o căldură mult peste media, să spunem, temperaturilor anuale. Sigur că manifestația a stârnit foarte multe emoții, această deschidere a sfatului țării. S-a început printr-o slujbă religioasă organizată chiar la Catedrala din Chișinău și aici un lucru foarte interesant, cel care a oficiat această slujbă a fost Gavril, episcopul Ackermanului, și acest Gavril era rus. Însă este o slujbă ținută în limba română, spun cronicarii, în limba moldovenească, și foarte mulți oameni aflați în catedrală și pe străzile din jur au început să plângă pentru că din 1828 în catedrala din Chișinău nu se mai ținuse o slujbă în limba română și atunci emoția a fost una profundă și mai mult decât atât, episcopul Gavril a binecuvântat acest organism sfatul țării și l-a încurajat să meargă pe linia aceasta a proclamării autonomiei Basarabiei față de Rusia. După ceremonia religioasă, sigur, și deputații și populația cu toții s-au îndreptat către clădirea care urma să găzduiască lucrările sfatului țării. Neexistând un sediu propriu-zis, s-a ales Palatul Vorenilor, care găzduia gimnaziul numărul 3 din Chișinău. Și această clădire, sediul acestui gimnaziu, va găzdui lucrările și toate dezbaterile sfatului țării. Sigur că a mai fost un moment emoționant. Pe clădirea respectivă a fost arborat un imens drapel național, iar regimentul întâi moldovenesc, constituit din deputații moldoveni care fuseseră demobilizați și retrași din militari, pardon, moldoveni demobilizați și retrași din armata rusă, membrii acestui regiment au defilat. Înainte de a se începe lucrările primei ședințe a sfatului țării, arhimandritul Gurie, care era reprezentantul preoților, a rostit chiar în fața sediului sfatului țării o scurtă cuvântare, încurajându-i pe moldoveni să-și urmeze practic instinctul național. Acum se spune în cronici că în jurul orei 14 au început efectiv lucrările sfatului țării și președinte de ședință a fost decanul de vârstă, așa cum se întâmplă atunci când se constituie un parlament, până la alegerea propriu-zisă a unui președinte. Și Nicolae Alexandrii se numea președintele de ședință. Se spune că a fost foarte emoționat în momentul în care a deschis lucrările. La un moment dat a izbucnit în lacrimi și nu-și mai putea termina scurtul speech, după care a urmat procedura de alegere a președintelui. Aici trebuie precizat un lucru. În urma discuțiilor purtate în cadrul biroului de organizare, s-a ajuns la un consens. Inițial, membrii Partidului Național Moldovenesc l-au propus pe Ion Pelivan ca și președinte al sfatului țării. Problema însă era că minoritățile naționale îl considerau prea naționalist și prea înflăcărat, un foarte mare iubitor de România, și au spus că dacă Ion Pelivan va fi ales președinte al sfatului țării, aceste minorități vor boicota lucrările sfatului țării. Și în urma acestui refuz categoric al minoritarilor de
acchiesat la alegerea lui Ion Ivan, s-a optat pentru o altă variantă, pentru Ion Inguleț, care era mult mai puțin cunoscut, nici minoritarii nu știau exact dacă el este cu adevărat un patriot român sau dacă poate fi influențat într-un fel sau altul. Din fericire s-a dovedit și Ion Inguleț un patriot la fel de desăvârșit ca și Ion Ivan, și în felul acesta s-a ajuns prin consens la desemnarea unui singur candidat și la alegerea lui Ion Inguleț ca președinte al statului țării, într-o atmosferă, vă spuneam, de sărbătoare. Și în entuziasm acesta general, deputata femeie Elena Listar a venit cu eșarfă tricoloră și i-a pus-o lui Ion Inguleț peste piept și așa și-a ținut Ion Inguleț primul său discurs în calitate de președinte al statului țării, discurs în care a insistat pe ideea că trebuie să se pună capăt haosului din Basarabia. Gândiți-vă că trupele rusești erau în plină retragere, armata rusă se dezintegrase, pe 25 octombrie la Moscova bolșevicii dăduseră o lovitură de stat și practic îi îndemnau pe militari să refuze să mai lupte și să se alăture mișcării comuniste. Pe de altă parte, era un haos total în agricultură. Câmpurile rămăseseră necultivate și era absolută nevoie de o reorganizare și în domeniul ăsta economic, și în special în ceea ce privește agricultura. Sigur că după Ion Inguleț a urmat la cuvânt și alți deputați ai sfatului țării și aici s-a constatat de asemenea că minoritarii încercau să pună accent pe ideea aceasta, că sfatul țării este un organism regional, deci un organism național, și că Moldova trebuie să rămână o parte a unei Rusii democratice, a unei Rusii federalizate. În ceea ce privește pe români, vă spuneam că erau 105 români, ei s-au constituit într-un așa numit bloc moldovenesc. Și aici documentele ne arată că părerile erau relativ împărțite, în sensul că toți, mai devreme sau mai târziu, se gândeau că unirea cu România este inevitabilă, însă grupul cel mai numeros avea rezerve destul de serioase, în sensul că propaganda rusească încă își făcea efectele și România era văzută ca un stat oligarhic în care elita politică nu își respectă promisiunile electorale. În cele din urmă, sfatul țării și-a început activitatea, v-am spus, în condiții grave, în condițiile unei anarhii quasi generalizate, și pe 2 decembrie, după ample dezbatere, a adoptat declarația de constituire a Republicii Democratice Moldovenești, republică ce urma să facă parte din Republica Federativă Democratică Rusă, pentru că asta fusese din nou o cerință expresă a minoritarilor. Sigur că în declarația aceasta de independență au fost expuse principii mult mai numeroase și generoase. O idee importantă era aceea că Basarabia avea nevoie și de o putere executivă, adică de un consiliu al directorilor general, și pe 5 decembrie avem desemnat un prim consiliu al directorilor general condus de un reprezentant al țăranilor, tânărul Pantelimon Erhan. Din păcate, acest consiliu nu a avut autoritatea necesară și era măcinat de disensiuni interne, motiv pentru care pe 19 decembrie s-a reorganizat, a apărut un nou consiliu condus de această dată de către Daniel Ciugurean. Sigur că sfatul țării a încercat să organizeze viața publică în Basarabia, șansele sale nu au fost foarte, foarte mari, pentru că bandele rusești și bandele bolșevice devastau permanent sate și orașe basarabene, motiv pentru care s-a ajuns la un consens că este necesar intervenția armatei române pentru a restabili ordinea publică în Chișinău și nu numai, și în principalele orașe.
În consecință, militare români au pătruns în Republica Democratică Moldovenească și au stabilit cazarma lângă gara din Chișinău, dar trebuie menționat faptul că nu s-au implicat în niciun fel de manifestări politice. Pur și simplu, singurele lor misiuni au fost acelea de a menține și de a păstra, de a asigura ordinea publică. Pe acest fond, la 24 ianuarie, iarăși o dată plină de semnificații, Republica Democratică Moldovenească face pasul următor și își proclamă independența deplină față de o Rusie căzută deja în mâinile bolșevicilor. Iar proclamarea independenței a fost doar o etapă spre proclamarea unirii Basarabiei cu țara, act petrecut la 27 martie 1918 și aici avem 86 de voturi pentru unire. Unul dintre votanți pentru unire a fost, de exemplu, reprezentantul polonezilor, care a spus că cu ambele mâini este dispus să voteze. Votul a fost unul deschis, tocmai pentru a se evita diverse interferențe, pentru că, spunea la un moment dat, pe Liban, noi moldovenii suntem săraci, unii dintre minoritarii noștri au foarte mult aur și știu că pot cumpăra conștiințe cu acest aur. Și tocmai de aceea s-a votat deschis, pentru ca toată lumea să știe cum a votat fiecare deputat. Spuneam, au fost 86 de voturi pentru, au fost 36 de abțineri și 3 voturi împotrivă. Deci n-am avut o unanimitate, dar organismul reprezentativ al Moldovei a votat unirea cu patria mama. E adevărat o unire condiționată, așa s-a de precizat, de obligația României de a se democratiza, adică de a adopta reforma agrară și reforma electorală. După ce aceste reforme au fost înfăptuite de către Guvernul de la București, pe 27 noiembrie 1918, Sfatul Țării a anunțat în mod oficial că renunță la ideea aceasta de unire condiționată și că acceptă integrarea deplină în cadrul statului român. Vă mulțumesc! Am aici o medalie de aur, aproape 300 de grame, 296 de grame. E plăcată cu aur, totuși. Această medalie, România Centenar, este creația unui piteștean, Dan Pavel. Dan Pavel este și autorul logo-ului simfoneilele lor. Noi, de la primărie, cunoaștem acest logo întâlnit pe toate materiale promoționale și chiar prin oraș. Nu o să intru. A spus pe... Mai derulați, vă rog, să vadă cele două fețe. Am vrut doar să semnalizez faptul că această medalie este creată de un piteștean. Este singura legătură, pentru că ea este creată în stat, pentru o societate română creștină din Statele Unite. E o serie limitată, 100 de exemplare. Primul exemplar va fi oferit lui președintelui Statelor Unite. Nu mai știu cum îl mai cheamă. Și vreau să vă rog, profit de această ocazie, să pe toți cei care au idei, propuneri legate de România Centenar, să vină la Primăria Municipiului Pitești, să vină la Filarmonica Pitești cu orice propunere, pentru că ne vom analiza și le vom pune în practică. Să nu credeți că eu, cel puțin, dețin adevărul absolut și pot să fac chiar orice lucru frumos legat de aniversarea, așa cum trebuie, a centenarului Unirii. Suntem deschiși la orice idee venită din partea societății civile. La rugăciunea mea voi face câteva precizări terminologice, apoi voi prezenta principalele coordonate ale stăpânirii țariste asupra Basarabiei, extinsă pe parcursul a mai bine de un secol, și voi încheia
prevenind impactul primului război mondial asupra problemei naționale și sociale de Basarabia, în special cu efectul celor două revoluții care au scutit imensul spațiu al Imperiului Rus, a fost Imperiul Rus în anul 1917. Inițial, termenul de Basarabia desemna partea sudică a Moldovei răsăritene, a Moldovei dintre Prut și Nistru. În 1812, după prima pace de la București, când acest teritoriu a intrat sub stăpânirea Rusiei țariste, noile autorități au extins acest nume asupra întregii Moldove răsăritene, cu o suprafață de 45.000 de kilometri pătrați. Asta explică și, în parte, am putea spune chiar justifică uimirea unor diplomați la Congresul de la Viena, în 1814-1815, când au văzut că Basarabia, asta de care ei n-au zis niciodată, s-a făcut dintr-o dată așa mare. Populația Basarabiei, conform recensământului din 1817, era de circa 420.000 de locuitori sau 84.000 de familii, dintre care 86,7%, deci un procent copleșitor român-moldoveni, iar în procente intime, ruteni, mă rog, astăzi se folosește termenul ucrainieni, evrei, greci, armeni, bulgari, gărăuzi și alții. În stăpânirea țarista a avut o perioadă, să zicem, mai tolerantă față de tradițiile, obiceiurile și limba păștinașilor, români moldoveni, între 1812 și 1828, probabil și în scopul de a prezenta această nouă provincie ca o vitrină a Imperiului Rus, spre a atrage și alte popoare sud-est europene aflate din direcția de înaintare a Rusiei. Însă, din 1828 s-a început cu o politică dură de rusificare, de anihilarea specificului etnic național al acestei provincii, indusă inițial în gubernia Novorossiisk, apoi din 1871, devenită gubernie separată. Între prima perioadă, cea mai tolerantă, liberală, în 1918, capitala, reședința provinciei, a fost mutată la Chișinău, după ce inițial fusese la Chitina, din 6 ani de dominație țaristă. Principalele coordonate ale stăpânirii țariste, mai ales după 1828, au fost legate de interzicerea, limitarea și apoi interzicerea completă a limbii române în școli, complet începând din anul 1867, ca reacție la realizarea micii uniri pe care Rusia a sprijinit-o, o sprijinise conjuntural în contextul după războiul Crimeei, dar pe termen lung nu putea fi interesată în consolidarea și modernizarea statului național unitar român. Un instrument al rusificării a fost, din păcate, și Biserica Ortodoxă, subordonată Bisericii Ortodoxe Ruse. Astfel, este de tristă amintire numele episcopului de Chișinău și Fotin, Pavel Lebedev, care în anii 70 ai secolului al XIX-lea a ordonat arderea tuturor cărților de rugăciune în limba română, botezat moldovenească, așa cum se numește, este numită ea prin partea locului, ceea ce a făcut ca, de exemplu, la începutul secolului XX, când un preot, celebrul din Ochentie, a început să predice în limba română, să fie moldovenească, el să fie zeificat de oameni și să dea naștere unei erezii din Ochentism. În sfârșit, o altă coordonată au fost colonizările cu alogeni, ruși, ucrainieni, evrei, dar și bulgari, dăzăuți, germani și un număr mai mic oameni de alte obârșii, care a schimbat, nu a schimbat radical, dar a schimbat simțitor compoziția etnică a populației, mai ales în orașe, dominate de ruși și evrei, și ruși și evrei, în zona Fotinului, unde ucrainieni și ucrainieni devin majoritari,
Iar stupul Basarabie, sau Basarabie în sensul original, devine, după expresia lui Vlad Iorca, un argentin etnografic. Mă rog, o serie de considerente de ordin geostrategic au făcut ca tocmai această zonă de sud, care a fost cea mai puternică desnaționalizată, să revină pentru 22 de ani Moldovei și apoi României, de 1856 și 1878. Elita locală, în speță boierii, fie au adoptat unii dintre ei limba rusă, atrași de măreția arătată de Imperiul Romanilor, fie alții au continuat să privească spre Moldova, de dincolo de Prut, apoi după unirea principatelor spre România, fără însă a putea să își exprime foarte deschis aceste sentimente și mai ales să le difuzeze în rândul maselor, astfel încât o mare parte a populației autohtone ar rămăsese tributarul unui sentiment identitar post-medieval, provincial, tradiționalist de moldoveni. Și aceste urmări de acest fapt s-au resimțit și în perioada interbelică și nu numai atunci. O undă de îmbunătățire a situației s-a simțit după evenimentele din 1805-1907 din Rusia. Acum încep să se afirme o serie de intelectuali basarabeni de origine română, unii dintre ei menționați aici, Pantelimon Haripa, Ion Inculeț, Pavel Gore, Vasile Stroiescu, Constantin Stel, care vine în România. Însă, pe ansamblu, situația rămâne destul de rea, sau foarte rea a românilor, de aici din punct de vedere național și din punct de vedere social. Astăzi, dacă în anul 1914, în Transilvania, aflată sub administrație maghiară, erau 59 de periodice în limba română, sigur, puține raport cu ale maghiarilor sau germanilor, și existau câteva sute de școli confesionale românești, nu finanțate cu statul maghiar, deși românii contribuiau substanțial la bugetul său, ci pe România ar vedea pe spesele lor. În Basarabia nu exista nicio școală în limba română și exista o singură gazetă în așa numită limba moldovenească, limba română cu caractere chirilice, pentru că în principal, în 1860, se trecuse la grafia latină. În sfârșit, pe lângă acestea existau și problemele sociale destul de ample, astfel, circa 5% din populația rurală monopolizase proprietatea asupra pământului. De rog, că 35% din familiile de rurale dețineau o treime din pământul arabil, 4,5% dețineau 60% din pământul arabil, iar 95% dintre țărani nu aveau deloc sau aproape deloc pământ. Deci, cifre elocvente, chiar și pentru cei care nu, să zicem, n-au o inclinație deosebită spre matematici și științele exacte. Toate aceste probleme se acutizează, vă dați, în primul război, cum era primul război mondial. Problema Basarabiei este folosită de către puterile centrale, Germania și Austro-Ungaria, în încercarea de a atrage România de partea lor. La rândul lor, unii diplomații francezi emit sugestii către Rusia țaristă să îmbunătățească regimul românilor din Basarabia sau chiar să cedeze, să retrocedeze Basarabia de sud către România, la care Serghei Dimitrievici Sazonov, șeful diplomației ruse, are o reacție energică și neprotocolară. Românii să cedeze cu agitațiile astea, că dacă nu vor pierde, nu numai că nu vor câștiga nimic în Basarabia, dar poate să piață și Dobrogea poate în favoarea bulgarilor, deci asta în 1915, până ca Bulgaria să se alăture puterilor centrale. Mă rog, și pot să și alte scenarii mai extravagante privind retrocedarea Dobrogei de sud către România, în schimb că aceasta se retrocedeze Dobrogea de sud Bulgariei, etc., etc. De asemenea, izbucnirea și desfășurarea primului război mondial au dus la acutizarea problemelor din spațiul rusesc, anume problemele etnice sau naționale, religioase, dar și sociale. Un
semn sau un simptom al acestor evoluții, ar fi și răscoalele din Asia Centrală din anul 1916, reprimate cu prețul la peste 100.000 de vieți omenești, mai ales în actualul stat Kazahstan. Rog, așa cum a arătat și colegul meu de la facultate, domnul conferențiar Aurelian Chiscol, în perioada între cele două revoluții, din anul 1917, în Basarabia se cristalizează principalele forțe politice bazate pe interesele și viziunile nu tocmai convergente, uneori chiar profund divergente ale diverselor categorii etnice și sociale. Asta Partidul Național Moldovenesc, în aprilie 1917, în august, fracțiunea sărănească. De asemenea, trebuie menționate congresele țăranilor, și ale învățătorilor din primăvara anului 1917, iar acest ultim congres al învățătorilor are o importanță deosebită și pragmatică și simbolică, prin aceea că acum se hotărăște ca așa numită moldovenească să treacă la grafia latină, ceea ce făcea evidentă pentru orice om alfabetizat identitatea de limbile vorbite pe identitatea limbii vorbite pe ambele maluri ale grupului. Tot acum apar și amenințările externe, ucraineană și bolșevică. În condițiile în care gradul de anarhie crește, spațiul rusesc, iar armata română, cu toate problemele ei de inferioritate numerică de votare, parțial surmontată în urma ajutorului dat de misiunea militară franceză, consul generalul Bertov, armata română se dovedește imună la propaganda bolșevică, anarhistă și reușește să constituie un element de ordine și stabilitate în zonă. Rău, din interacțiunea aceasta a amenințărilor externe, a anarhiei rusești, a relativei stabilități și a embrionului de disciplină reprezentată de armata română, va rezulta un context în care, așa cum a prezentat domnul Chiscol, reticențele basarabenilor legate de România vor fi treptat depășite și opțiunea pro-românească, la început, minoritar, va câștiga tot mai mult teren și se va impune. Sigur, toate aceste elemente conjuncturale s-au prefat pe o realitate de fond, adică identitatea de neam și limbă dintre locuitorii de pe cele două maluri ale grupului. Vă mulțumesc! Acum multe, multe secole, și știți și voi de la istorie, țara din prezent, țara noastră, era împărțită în câteva alte state medievale. Ați auzit cumva de provincii istorice, precum Țara Românească, Moldova, Transilvania, Banatul, și drept așa într-o enumerare cât putem de completă, am putea alătura aici și Basarabia, și Bucovina, și Dobrogea. Le-am lăsat pe acestea la final, pentru că Basarabia și Bucovina nu sunt chiar provincii, bine, nu sunt provincii românești, în sensul în care ele au fost construite ca entități, în urma unor evenimente militare, istorice, și denumirile lor au fost date, extinse cumva de către Imperiul Rus și de către Imperiul Habsburg. Da? Deci, cândva, prin secolul al XIV-lea, țara românească a ajuns să-și extindă teritoriul și să cuprindă în acest teritoriu și zone care la un moment dat s-au luptat cu populațiile, cu trupele de tătari care încercau să jefuiască. Ei bine, această zonă pe care conducătorii țării românești au ocupat-o, din sudul
Moldovei, a fost denumită Basarabia, de îndată ce aceasta a fost cedată de către Alexandru Basarab, regatului Moldovei. Mai târziu, aceste mici teritorii au fost ocupate de către armatele otomane, care au dat denumirea de Bugeac. Sigur că teritoriul nu era unul foarte întins, e sigur că era teritoriul turcesc. Ce înseamnă acest lucru? Ca să știți voi. Însemna că dreptul otoman se aplica pe acest teritoriu împreună cu religia otomană, spre deosebire de celelalte provincii românești care erau autonome, dar și care se puteau conduce singure. E bine, sigur că după, în secolele care au urmat, Imperiul Otoman a transformat în provincii și Tighina, mai apoi Hotinul, creând cumva două capete de pod de-a lungul provinciei istorice Moldova. Ce trebuie să rețineți voi este că în 1812, deci acum două secole și puțin, ca urmare a unui mare război între Imperiul Rus și Imperiul Otoman, s-a întâmplat ca în acel moment, la tratativele de pace, Imperiul Otoman să cedeze Rusiei acest teritoriu numit de ei Bugeac, numit după alte surse Basarabia, în amintire evenimentelor din Evul Mediu. Ce s-a întâmplat însă este că în perioada aceea, la 1812, în afară de conflictul care durase 6 ani de zile între ruși și turci, mai exista un factor extrem de mare de putere. Imperiul francez condus de Napoleon. În acea perioadă, mari oameni politici europeni știau cu toții că Imperiul francez, Franța Napoleon, urma să atace Rusia. Sigur că, pentru a explica așa mai pe scurt, spionii de o parte și de alta nu știu exact când avea loc, când urma să avea loc acel eveniment. Și în această luptă pentru putere, lupta a informațiilor, din păcate, câteva dintre personajele implicate în negocieri i-au păcălit pe reprezentanții Imperiului Otoman și au făcut ca acesta să cedeze mai mult decât această mică parte de provincie pe care acesta o stăpânea și practic cumva să ofere Rusiei întreg teritoriul dintre Prut și Nistru. Implicat, sigur că putem să vorbim despre Manuc Bey, da? Omul de afaceri care este cunoscut în prezent oarecum după hanul Manuc, care încă supraviețuiește în București, dar care după aceste evenimente a luat cumva calea Chișinăului, ca să zic așa, că a trăit ultimii ani de viață. Este un personaj fabulos, un personaj care a jucat pe lume multe fronturi, de când ne putem chipune în prezent, sprijinindu-i și pe turci, și pe reprezentanții români, dar și pe Imperiul Rus, la un moment dat, cumva spre finalul vieții, încercând să apere interesele acestora din urmă. Un rol important l-a avut și Dracomarul Porții, Dumitru Muruzi, care la câțiva ani după a fost și ucis, tocmai pentru această trădare. Și, evident, în ultimul rând, Langeron, care sigur că și el, deși era francez de origine, era unul dintre cei care lucrau în favoarea Rusiei. Prin urmare, la acest tratat de pace, pentru că a existat o serie de personaje care au favorizat interesele Rusiei, aceasta primește, ca despăgubire de război, ca urmare a tratului, din partea Imperiului Otoman, un teritoriu mult mai întins și cu o mare parte din el care nu aparținea de drept Imperiului Otoman și pe care aceasta nu avea niciun drept să cedeze ca urmare unui tratat. Pentru că dreptul otoman nu se aplica acestui teritoriu între Prut și Nistru, asupra căruia a fost extins denumirea de Basarabia mai târziu de către Imperiul Rus, tocmai pentru a masca cumva această realitate întâmplată la 1812. Cumva într-un context cu câteva decenii mai în urmă, în secolul al XVIII-lea, o porțiune din nord-vestul vechiului stat medieval Moldova fusese cedată Imperiului Austriac, Imperiului Habsburgic, care evident că i-a dat denumirea de Bucovina. Exact, exact. Tocmai pentru a crea
Din fericire pentru noi, sigur, la puțină vreme după, o parte dintre acest teritoriu, trei județe, Cahul, Bolgat și Ismail, au revenit cumva parte a țării românești între 1856 și 1878. Puțin peste trei decenii, în 1856, sigur, au revenit ca parte a tratatului care a finalizat războiul Crimei, în care Rusia a fost învinsă, iar la 1878, după tratatul de la Berlin, ca parte a unor altor negocieri, sigur, negocieri care s-au finalizat cu recunoașterea independenței regatului, nu, viitorului regat al României, și cu, ca un fel de, păstrând de rigoare, ca un fel de plată pentru Rusia, care cumva recunoștea și accepta ca Dobrogea să intre în componența României, ea urmând să reprimească aceste teritorii. Cam aceștia sunt pașii pe data secolului al XIX-lea, între 1812 și 1917, ca să spunem așa, într-un fel, deci 18 ar fi mai corect, această provincie este transformată în gubernie, deci practic administrativ aparține Rusiei, o gubernie formată din 10 ținuturi, o gubernie care avea numele de Basarabia, o gubernie, deci un teritoriu în care singura limbă acceptată oficial era limba rusă. Ce este iarăși important de menționat este că după 1812 au fost o serie întreagă de schimburi de populație. O parte dintre românii de acolo luând cumva și calea Dobrogei și așezându-se în provincia otomană de atunci, încă de atunci, a Dobrogea, în Basarabia, evident că venind alte și alte populații, majoritatea rusofoni, indiferent de etnia lor. Sigur că nu trebuie să ne închipuim prea mult, lucrurile sunt destul de clare. Din acel moment până la 1918 a existat o politică de rusificare a acestei populații și a întregii guverni. Nu, în niciun caz nu se poate neapărat vorbi de antiromânism, ci de o politică clară pentru a transforma Basarabia într-un ținut cât se poate de rusesc. Ca să nu pierdem cumva firul logic al istoriei și să nu sărim prea mult, aș vrea să fac o mică paranteză, să revenim cumva în prezent, ca să vă închipuiți acel teritoriu de la 1812 al guvernului Basarabia, aparținând Imperiului Rus, este în prezent, sigur, parte a Republicii Moldova și partea a Republicii Ucraina. Deci partea de sud, mare parte din acel bugeac istoric turcesc, aparține Ucrainei, la fel cum cred că o bună parte din Hotinul istoric și este înglobat tot Ucrainei din prezent. Și restul, sigur, Republicii Moldova. Deci cam acestea au fost borările 1812, cele de la către Rusia, trei județe revin pentru trei decenii cumva preluat acestui teritoriu, pentru ca, sigur, la 1914 să izbucnească acel război pe care cu toții îl cunoaștem ca primul război mondial datorită tinderii din toate punctele de vedere ale sale și la sfârșitul cărora, nu știu, providența, șansa, contextul, abilitatea politică și așa mai departe au făcut ca o realitate istorică, un vis vechi al nostru să se împlinească. Mici mențiuni sunt că undeva la începutul secolului al XX-lea au început să apară primele lucrări, primele ziare în limba română și în Basarabia. Evident că de fiecare dată după mici conflicte sau după mici articole cumva considerate ca având o tentă de românism cu o doză mai mare decât puteau dreptățile să accepte, ele urmă să fie închise. O să-i dau cuvântul acum doamnei profesor Ștefănică să completeze ceea ce am spus eu și să ne facă o introducere în ce a reprezentat, sigur, primul război mondial, în special pentru România și cu siguranță cam care a fost contextul care a dus la realizarea evenimentelor din 27 martie 1918. Mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea de a mă găsi astăzi aici și a mai ține astfel o lecție de istorie în fața unor elevi de clasa a 6-a și a persoanelor
pasionate de istorie. Într-adevăr, în 1812, Imperiul Țarist, implicat în acea problemă orientală, încercând să profite de slăbiciunea Imperiului Otoman, a alipit Basarabia, ceea ce s-a numit mai târziu Basarabia, care era partea Moldovei din vremea respectivă. Dacă la început Basarabia și-a păstrat oarecare autonomie, adică românii mai aveau dreptul să-și folosească limba proprie sau în școli sau în biserică, ulterior a fost transformată Basarabia în gubernie rusească, interzicându-se cu desăvârșire limba română, inclusiv în biserică. A avut loc un intens proces de colonizare a Basarabiei cu populație de altă natură, în special rusofonă, dar în ciuda acestui proces de colonizare, care avea rolul de a omogeniza cumva Imperiul Țarist din punct de vedere etnic, totuși o statistică din 1897, o statistică realizată de autoritățile țariste, deci foarte nepărtinitoare pentru români, deci la sfârșitul secolului al XIX-lea, arăta că în ciuda acestei politici de colonizare, totuși populația românească era predominantă, 49,97%, spre deosebire de celelalte populații, găgăuzi, ucraineni, care reprezentau procente mult mai mici în comparație cu acest procent românesc. Ei bine, Basarabia va reveni României în 1918 și are o istorie foarte interesantă. Ca să înțelegem revenirea Basarabiei la România, trebuie să ne întoarcem cumva la momentul 1848. La 1848, în plin secol al XIX-lea, secol al naționalităților, când toate națiunile din Europa își făurau un proiect de țară, și românii s-au lăsat purtați de acest curent și și-au făurit propriul curent de țară în timpul evenimentelor din 1848, care au avut loc în toate țările române. Ei bine, acest proiect de țară prevedea reunirea tuturor românilor într-un singur stat, național, unitar, independent și modern. Ei bine, proiectul acesta s-a îndeplinit etapă cu etapă, desăvârșindu-se la 1 decembrie 1918. Momentul favorabil pentru unirea tuturor românilor a fost primul război mondial. Un război în care toată lumea se preface, așa cum spunea Ionel Ice Brătianu, primul ministru din vremea respectivă, un război în care România cu aspirații naționale nu putea rămâne neutră. Știți că România s-a aliat după războiul de independență, s-a aliat cu tripla alianță, cu Germania, cu Austro-Ungaria, cumva pentru a contracara tendințele anexioniste ale Rusiei, tendințe pe care Rusia niciodată nu și le-a ascuns. Să ne gândim la perioada de 6 ani de ocupație rusă a Moldovei și țării românești, dintre 1828-1834. La 1878, după ce românii se desprind de Imperiul Otoman, trupele ruse întârziau în România ce avea să devină independentă și atunci conducătorul României, principele Carol, a decis aderarea României la tripla alianță, găsindu-și aliați puternici în centrul Europei, respectiv Germania și Austro-Ungaria. Însă România, care avea aspirații naționale, nu putea rămâne foarte mult timp aliată cu Austro-Ungaria, imperiu multinațional care deținea teritorii pe care românii și le doreau. Austro-Ungaria din 1867, se numea așa statul acesta, deținea Transilvania din 1699, deținea Banatul din 1718 și răpise cumva prin tertipuri diplomatice din 1775 și Bucovina. Deci alianța cu puterile centrale nu putea dura foarte mult. A răspuns unei conjuncturi istorice. Și pentru că această alianță nu era de durată, în 1914, când izbucnește primul război mondial, într-un consiliu de coroană, ținut la Sinaia, majoritatea celor prezenți acolo au votat pentru neutralitatea României. Regele de atunci a României, Carol I, care era de origine germană, era un om serios, care dorea să-și păstreze cuvântul dat, s-a supus însă majorității declarând: sunt un rege constituțional și voința țării este voința mea. Bine, ideea care circula foarte mult în epocă, la începutul războiului mondial, era aceea că războiul va fi scurt. Chiar Kaiserul le spusese trupelor, Kaiserul, împăratul german, le spusese trupelor: veți fi acasă înainte de căderea frunzelor. Însă s-a văzut că războiul s-a prelungit foarte mult. Ei bine, după 2 ani de neutralitate, România se pregătește să intre în război.
erau presiuni asupra României și din partea puterilor centrale, erau presiuni și din partea triplei înțelegeri, respectiv Antantei, ca România să intre în război de partea uneia sau alteia. Ei bine, România au ales în funcție de propriile interese și au aderat la tripla înțelegere sau la Antanta, într-un alt Consiliu de Coroană celebru din 4 august 1916. Care au fost motivele aderării României la tripla înțelegere, adică să se alieze cu Anglia, Franța și Rusia? Dorința de a elibera Transilvania, Banatul, Crișana, Maramureșul și Bucovina. Culmea este că, alegând să lupte de puterile alături de Antanta, România renunțase la Basarabia, care aparținea, așa cum foarte frumos v-a prezentat domnul profesor Toma, aparținea Imperiului Țarist. Și paradoxul face ca primul teritoriu care se unește cu România în 1918 să fie tocmai acesta la care românii renunțaseră atunci, respectiv Basarabia. Ce a contribuit la această unire a Basarabiei cu România sunt foarte multe evenimente care conjugate au dus la acest moment fericit. Unul dintre aceste momente este Revoluția Bolșevică din Rusia, care a izbucnit la 25 octombrie, 7 noiembrie 1917, respectiv instaurarea unui guvern bolșevic în frunte cu Vladimir Ilici Lenin. Acest Lenin, pentru a câștiga popularitate în rândul maselor, a dat în decembrie unul dintre decretele cu caracter național, și anume decretul asupra naționalităților, permițând popoarelor din fosta monarhie rusă dreptul la autodeterminare, la libertate până la desprinderea de statul rus. Alte decrete care urmăreau câștigarea popularității era decretul asupra păcii și decretul asupra pământului, toate din decembrie 1917. Ca să aibă timp să-și cucerească puterea internă, Lenin va încheia pace, va încheia întâi armistițiul cu puterile centrale în decembrie 1917, iar în martie 1918 va încheia pacea de la Brest-Litovsk. Rămânând singură pe frontul de est, România, la vremea respectivă compusă din Țara Românească, Moldova, Dobrogea și Cadrilater, este nevoită și ea să încheie pacea de la Buftea București, pacea de la 24 aprilie 7 mai 1918. Dar să revenim la acest decret asupra naționalităților din decembrie 1917. Autoritățile sau reprezentanții românilor din Basarabia au profitat de acest decret pe care Lenin, asupra căruia Lenin a revenit și l-a anulat, și a început organizarea politică a Basarabiei, adică încercarea de obținerea autonomiei, de declararea independenței Basarabiei și apoi de declararea unirii Basarabiei cu România. În decembrie 1917 s-a proclamat autonomia Basarabiei, iar la 24 ianuarie 1918, odată aleasă nu întâmplător, știți că 24 ianuarie 1859 este data creării de fapt a statului român, prin unirea Moldovei și a țării românești, Basarabia și-a declarat independența față de statul rus. În decembrie 1917 se crease Republica Sovietică Socialistă Basarabeană. Ei bine, această republică și-a declarat independența la 24 ianuarie 1917 și și-a creat și un organ reprezentativ, un fel de parlament, în care își găseau reprezentare toate naționalitățile de pe teritoriul Basarabiei. Evident, majoritatea celor reprezentați aici în sfatul țării erau români, dar erau și ucraineni, erau și evrei, erau și găgăuzi. Sfatul țării, acest parlament avea 120 de membri. Ei bine, acest sfat al țării a votat în modul cel mai democratic cu putință la 27 martie stil nou, 9 aprilie 1918 stil vechi, deci românii erau pe 9 aprilie 1918, acest sfat al țării a votat unirea Basarabiei cu România cu majoritate de voturi. Vreo 87 de voturi pentru, erau vreo 3 voturi împotrivă și erau și foarte multe abțineri. Și astfel această decizie de a se uni a Basarabiei cu România a fost adusă la cunoștință și autorităților românești. Situația este mult mai complexă în Basarabia, pentru că în Basarabia erau foarte multe depozite de armament ale armatei române aliată cu armata rusă.
Izbucnirea Revoluției Bolșevice dusese la foarte multe dezordini pe tot teritoriul Rusiei, dar în deosebi al Basarabiei. Și în condițiile acestea de dezordini, autoritățile din Basarabia fac apel la conducătorii armatei române să trimită trupe în Basarabia și vor fi trimise 4 divizii românești. De ce fac această precizare? Pentru că ulterior, guvernul bolșevic, cel al lui Lenin, a acuzat România că a lipit un teritoriu care nu îi se cuvine, că Basarabia a fost cucerită de fapt prin forță, că exista acolo armata română, o divizie numărând foarte mulți soldați, până la 4.000 de soldați, chiar și mai mulți, mă rog, sunt divizii diferite, nu intrăm în aceste amănunte militare. De asemenea, la lucrările sfatului țării de la Chișinău a participat și primul ministru al României de atunci, este vorba de Alexandru Marghiloman, deci reprezentantul unei țări străine. Însă se cuvine menționat că atunci când s-a votat pentru unirea Basarabiei cu România, Alexandru Marghiloman s-a retras din sala de ședință și votul a fost într-adevăr obiectiv. Bun, deci paradoxal, provincia la care românii renunțaseră alegând să intre în război alături de Rusia în 1916, se întoarce la patria mamă. Pentru că Basarabia, în cea mai mare parte a teritoriului sa, a fost pământ al Moldovei. Și partea de sud, o vreme, a fost stăpânită de către țara românească. Bun, care au fost consecințele unirii Basarabiei cu România? Din punct de vedere diplomatic, Rusia sovietică, respectiv guvernul condus de Lenin, a rupt legăturile diplomatice cu România. Le-a rupt imediat după proclamarea independenței, deci după 24 ianuarie 1918. Și aceste legături diplomatice ale Rusiei sovietice, URSS din 1922, n-au mai fost reluate niciodată în perioada interbelică. Mai mult decât atât, URSS-ul nu a recunoscut niciodată că Basarabia aparține României. Ce mai vreau să spun? Atunci când au hotărât unirea Basarabiei cu România, cei din sfatul țării au pus niște condiții. Una dintre condiții era păstrarea autonomiei Basarabiei, cealaltă condiție era împroprietărirea țăranilor, deci încoplirea reformei agrare și în Basarabia, și vot universal. Ulterior, în 1900, la puțin timp după acest act, în decembrie 1918, se va renunța la aceste condiții, dar și reforma agrară va fi împăptuită în România Mare în 1921, iar votul universal mult mai devreme, în noiembrie 1918. Deci toate dorințele basarabenilor vor fi realizate. Iar în conducerea României Mari se vor regăsi și personalități din Basarabia. Bun, deci basarabenii hotărăsc să se unească cu România, trimit o delegație regelui întors în țară, știți, după terminarea războiului, și la 1 decembrie 1918 și această delegație a basarabenilor, alături de delegația bucovinenilor și a transilvanenilor, ajunge la București, într-o Românie eliberată și într-o Românie unită. Actele oficiale de unire a Basarabiei, a Bucovinei și a Transilvaniei cu România vor fi votate de Parlamentul Român mult mai târziu, la 29 decembrie 1919. Aceasta este povestea unirii Basarabiei din punct de vedere al acceptării sau al includerii în statul român. Din punct de vedere al recunoașterii internaționale a unirii Basarabiei, lucrurile decurg mult mai greu. La conferința de pace de la Paris, care încheia primul război mondial și care hotăra granițele după acest război, Rusia nu a fost prezentă, pentru că încheiase pacea de la Brest-Litovsk din februarie-martie 1918 și atunci granița estică a României rămânea vulnerabilă, nerecunoscută de niciun tratat internațional, și totuși acest lucru va fi recunoscut dintr-un tratat separat încheiat de România la 28 octombrie 1920 cu Anglia, cu Franța, cu Japonia și cu Italia. Tratat care, până la urmă, va fi ratificat doar de către Anglia și Franța. Totuși, granița estică a României va fi recunoscută. După unirea Basarabiei, al doilea teritoriu care revine acasă este Bucovina, nordul Bucovinei, Bucovina care fusese răpită în 1775, adică nordul Moldovei, răpită de Austria,
la 1 decembrie 1918 se înfăptuiește marele ideal al românilor de unitate, respectiv transilvanenii și bănățenii, inclusiv Marea Mureșenii, hotără să se unească și ei cu România, și se încheie acel proiect de țară fixat de generația liberală de la 1848. După 1918 începe o operă destul de dificilă de omogenizare a noului stat creat după Marea Unire, care era România Mare. Și acestei omogenizări legislative îi servește Constituția din 1923, numită și Constituția Unificării. România Mare militează pentru pace, pentru că pacea îi asigura frontierele, își încheie un sistem de alianțe bilaterale, regionale, dar cu toate aceste eforturi ale diplomației românești, inevitabilul se produce în preajma celui de-al doilea război mondial, când Basarabia este pierdută din nou, întâi la masa tratativelor, în baza pactului Ribbentrop-Molotov de la 23 august 1939, când Hitler și Stalin, doi mari conducători din vremea respectivă a Europei, și împart la masa verde Europa, partea vestică revenea Germaniei, partea estică revenea URSS-ului, URSS-ul accentuând interesul pe care îl manifesta nu numai pentru Basarabia, dar și pentru republicile baltice, Letonia, Estonia, Lituania. Iar în 1940, când deja începuse războiul, pe baza unor note ultimative ale guvernului sovietic către guvernul României din 26 și 28 iunie 40, România trebuie să renunțe la Basarabia. Și Rusia de atunci, URSS-ul, a răpit nu numai Basarabia, pe care o mai deținuse 100 de ani, ci a luat și partea de nord a Bucovinei și Ținutul Herța, teritorii pe care nu le avuseze niciodată. Pierderea acestor teritorii în favoarea URSS-ului a fost doar începutul destrămării României Mari. Știți că a urmat pierderea nord-vestului Transilvaniei, în urma dictatului de la Viena, pierderea Cadrilaterului, și toate aceste pierderi teritoriale au determinat România încă o dată să intre într-un război care până la un punct nu era al ei, a intrat în cel de-al doilea război mondial, a ales de data aceasta Germania, a luptat pe frontul de răsărit, după o lună a reușit să elibereze Basarabia și a pierdut-o din nou prin Convenția de armistițiu din 12 septembrie 1944 și totul a devenit legitim, adică Basarabia, legitim după al doilea război mondial, la 10 februarie 1947, prin tratatul de la Paris, care nu făcea nicio referire la acea răpire din 1940 de teritorii din partea URSS-ului. Singurul teritoriu recuperat de România după al doilea război mondial a fost totuși nord-vestul Transilvaniei, dictatul de la Viena fiind declarat nul și neavenit. Ce s-a întâmplat cu teritoriile românești, v-a spus foarte bine domnul profesor, teritorii după 1944 au fost împărțite. Din fostele teritorii românești s-a creat Republica Moldova, iar celelalte teritorii din sud și din nord au fost alipite Ucrainei, toate făcând parte la un moment dat până la destrămarea URSS-ului din Marea Republicii, din URSS, din Marea Uniune a Republicilor Sovietice Socialiste. După ce s-a destrămat URSS-ul, Republica Moldova și-a recuperat independența, iar teritoriile românești au ajuns în componența statului ucrainean. Evident că a continuat această politică de colonizare, de amestec de populații, tot din dorința de omogenizare etnică. Și aceasta este istoria Basarabiei. Profităm de momentul de astăzi, 27 martie 2018, să ne amintim totuși de acel moment neașteptat și foarte frumos al revenirii la patria mamă a unei provincii la care se renunțase intrându-se în primul război mondial. Istoria are suișurile, are coborâșurile sale, dar data de 27 martie 1918, așa cum se exprima și un mare istoric român, e vorba de Florin Constantiniu, reprezintă o geană de lumină după înfrângerile pe care le suferise România, de fapt înfrângeri. Da, le putem numi și înfrângeri, respectiv încheierea păcii cu puterile centrale, pacea de la Cuftea, București. Vreau să vă mai povestesc câte ceva în completarea și răspuse de domnul profesor și care sigur n-au
neapărat legătură cu 27 martie, ci cu elemente dinainte și de după eveniment. O să aflați și voi pe parcurs, cei care suntem puțin mai vârste știm mai bine, după ce, imediat după această revoluție comunistă bolșevică din Rusia, început în 1917, despre care vorbea doamna profesor, în tot spațiul acela rus, care s-a destrămat și care a marcat sfârșitul monarhiei ruse, a urmat un război civil. Un război civil care, din fericire, nu a ajuns și pe teritoriile moldovenești, teritoriile românești ale Basarabiei. Tocmai pentru că aceasta a fost întinsă protecția armatei române și mai apoi parte a României Mari. În același timp, acest intermețu, așa cum pot spune, de 20 de ani, 21 pic de ani, în care Basarabia a fost parte a României, cumva a ajutat, pentru că, Doamne ferește, să ne închipuim cum ar fi arătat viața unor de acolo dacă n-ar fi stat această mică porțiune de timp când Basarabia să fie parte din României. Și să fi fost de atunci, până multă vreme, parte a diverselor forme ale statului rus. Aceasta a fost, în același timp, după ce se reface integritatea statului rus, vorbim de instituții și de armată, a urmat o ofensivă continuă a comunismului dinspre est către vest, care sigur că nu s-a oprit doar la spații românesc, ci și la spații occidentale, mult mai stabile din punct de vedere, eu știu, politic, economic și așa mai departe. Da, exact. Și mai departe, ei vine în acest context o serie întreagă de organizații, unele legale, altele ilegale, au apărut. Sigur, legal era Partidul Comunist din România. Alte legale, diverse mici mișcări care erau și în funcție al Basarabiei. Unul dintre momentele cele mai interesante, doamna profesor menționa faptul că între cele două state, România și Rusia, nu existau niciun fel de relații. Au mai fost câteva încercări, dar toate practic s-au lovit de punctul de discuții Basarabia și au încetat. Ei bine, cumva la sfârșitul anului 1924 are loc o revoltă la Tatar Bunar, care acum cred că face parte din regiunea Odesei, deci este în Ucraina, dar atunci făcea parte din România. Ce s-a întâmplat atunci? Câțiva agenți ruși au ajuns din zona ucraineană în zona românească și la Tatar Bunar au și în câteva locatări de prin zona, au reușit cumva să cucerească puterea, au tăiat toate căile de comunicații cu restul țării și au spus populației de acolo că sigur armata rusă a intrat în România, că vrea să elibereze Basarabia și așa mai departe. Cred cumva, prelând cumva puterea și sigur că dezinformând după toate căile de rigoare, evident. Sigur că la câteva zile răscoala a fost înfrântă, s-a încercat cumva într-un plan clar de a, în diverse zone, să creeze sigur armate oarecum populare și să vindice cumva populația împotriva administrației românești de acolo, plecând cumva și într-un context în care probabil că informațiile pe care le aveau le sugerau că existau diverse nemulțumiri în zonă și trecând și peste perioada de secetă. Sigur că, din fericire pentru noi, revolta, răscoala, mișcarea aceasta, practic, externă, nu a reușit. Însă, mai important decât aceste 4-5 zile de conflict este faptul că a urmat un proces. Cei aproape 500 de oameni arestați au fost sigur judecați, puțini au fost condamnați dintre ei, mare parte liberați după, aproape niciunul nu era român ca etnie. Dar, dincolo de aceste aspecte, ceea ce este mai important este că autoritățile românești au creat acel proces de rigoare, tocmai ideea cumva de a demonstra prin implicarea Rusiei. E adevărat că și Rusia a reacționat destul de violent, diplomatic vorbind, au fost o serie întreagă de voci internaționale, mai mult sau mai puțin simpatizante ale comunitului socialismului, care au încercat cumva să se reture. Au fost și o serie întreagă de personalități externe care au venit acolo să asiste, și mai toate câteva dintre ele, la un moment dat, și menționând în memoriile lor că lucrurile au fost destul de clare și că n-a fost nici decât un raid comunist asupra României, cu diverse diferențe de notificare. Deci, aș vrea cumva să, dincolo de evenimentul acesta, să adaug și mai multe idei la acest doamna profesor. Rusia nu doar că n-a avut niciun fel de legătură cu România, deci s-a încercat mai târziu apropiere între Vinov și Niculescu, dar respinse categoric de autoritățile românești.
În niciun caz nu a acceptat această realitate de, și de facto și de iure și am văzut acest lucru, dacă veți, la 1940. Vedem acest lucru în prezent cu situația din Ucraina, care se văd un alt orgoliu care se exprimă sub formă aceasta. Deci, iată, Rusia nu va accepta vreodată ca un teritoriu care aparținând cândva să nu-i mai aparține. Sigur că la un moment dat contextul poate să fac, să ducă în așa natură încât lucrurile să nu fie posibile, dar intențiile cu siguranță vor exista. Ca urmare a acelei evenimente, Partidul Comunist Român a fost definitiv scos în afara legii la final de 1924, ca urmare oricum a unei legislații mărzesc cu care îi, da, îi se deja din, atribuire. Bine, Partidul Comunist din România luase naștere la 8 mai 1921 prin afilierea fără rezervă la Internaționala Treia Comunistă creată de Lenin la Moscova a celor din Partidul Socialist din 1918 din România. Ce însemna acest lucru? Că toate tezele impuse de Moscova trebuiau acceptate fără niciun pic de comentarii de către comuniștii din România. Și una din tezele susținute de Internaționala a Treia Comunistă era aceea că România este un stat multinațional, că și-a creat Marea Unire din 1918, cucerind teritorii care nu îi se cuveneau, teză care evident nu putea fi acceptată în România și care absolut nu era adevărată. Ei bine, incidentul de la Tatar Bunar este și el un pretext pentru scoaterea în afara legii a Partidului Comunist din România, partid care va reveni în legalitate după evenimentele din 23 august 1944. Practic, partidul acela reprezenta interesele internaționale a Treia Comunistă, da. Deci ale URSS-ului. Dar România interbelică a recunoscut Uniunea Sovietică? Nu. Nu, așa știu. Da. Nu, adică erau niște puncte de disensiune foarte importante, de asta tot timpul au fost blocate orice fel de discuții. Dar a făcut efortul România ca URSS-ul să fie acceptat în, Liga Națiunilor, Bucureși. Pentru că principalul scop al Ligii Națiunilor era menținerea păcii și menținerea păcii servea menținerii statu quo-ului și implicit recunoașterii hotarelor stabilite după primul război mondial. Deci în această notă trebuie înțeleasă înțeles efortul României de acceptarea URSS-ului în Liga Națiunilor, care n-a avut viabilitate, din păcate, știi povestea. A fost cumva un fel de cerc vicios, adică Titulescu, între mari diplomații noștri, el a înțeles foarte bine faptul că nu putem avea niciun fel de siguranță a granițelor, câtă vreme suntem într-un soi de război rece, primele de rigoare, cu URSS-ul. În același timp, nici nu puteam să fim în reacții amicabile câtă vreme exista diferentul Basarabia. Deci am foarte greu de ieșit din, circul acesta. Din păcate, știm cu toții că al doilea război mondial a făcut, prin începuturile lui, ca garanțiile franco-britanice, începutul se uite și continuate de mai multe ori de-a lungul timpului, se devină practic inutile în felul în care arătau lucrurile. O mică completare, știu că vă place internetul, n-am niciun dubiu. Există o imagine, noi din păcate nu avem foarte multe imagini despre 27 martie, n-avem rău de fapt. Avem doar poze pe internet care au legătură cu actul unii, cu documentul care s-a păstrat. Și cu personalitățile. Și cu personalitățile implicate, da. Da, însă ce avem este o imagine din București de la 1940 cu populația de acolo care în momentul în care s-a anunțat ultimatumul sovietic, cedarea Basarabiei, ca urmare a îngenunchiat acolo unde era în plină stradă. Cumva, sigur, plângând, mă rog, de fapt, de iure, realitate, ceea ce se, întâmplă. Să spun și eu câteva cuvinte. Mama mea era basarabeancă, născută pe Prut, pe malul stâng al Prutului. Tatăl ei, Tănase, se numea Tănase Toader. De-aia mi se spune mie și Teodor, pentru că n-am apucat să-l cunosc. Rămăsese văduv după reluarea Basarabiei de către ruși și l-au deportat, avea peste 70 de ani. Întâmplător, sigur că au plecat mai mulți, doar pentru că era român, nu făcuse politică, nu. Așa, un nepot de unui copil, unui văr de-a lui, care era tânăr, avea vreo 17-18 ani, a fost și el acolo și așa,
familia mea a mai aflat câte ceva. A murit la Tiumen, în Siberia, chiar în anul când m-am născut eu, în 1951. Și vreau să spun așa că mama avea două surori mai mari, născute înainte de 1910, și se vorbea rusește la ei în casă. Bunica mea era din tată român și mamă care avea origini ucraineano-rusești, așa. Deci străbunica mea. Și vorbeau rusește până la primul, până după război. Mama s-a născut în 1917 și bunicul meu a cerut ca în casă să se învețe, să se vorbească românește. Erau relativ înstăriți, aveau și un arcat. Acolo, în curte, acolo se vorbea românește. Mama n-a știut rusește decât așa, foarte puțin, așa. Pe când surorile mamei mele, una dintre ele care mi-a fost foarte apropiată așa ca o bunică dragă, număra în rusește și își traducea în românește. Iar dacă număra ceva, zicea, răzba, zice, bă, padu. Și cât era. Da. Exact ce spunea și domnul Petrineanu, știu că s-au purtat foarte frumos românii cu rușii în Basarabia, perioada interbelică. Nu le-a interzis să vorbească rusește. A fost totul normal, așa cum ar veni, spre deosebire de ce au făcut ei și înainte și după. Îmi pare rău, n-am ajuns încă în comuna Nemțeni, așa se numește, de unde a fost mama mea, pentru că nu mai nicio legătură, nu mai am nimic, ce știu, știu doar din povestiri. Basarabie frumoasă, bine te-ai gătit, mireasă, că-ți aducem pesitor, pesitor, rândul nostru tricolor. Că-ți aducem pesitor, pesitor, rândul nostru tricolor. Basarabie mărață, bine te-ai trezit la viață, și-ți aducem pesitor, pesitor, rândul nostru tricolor. Aducem pețitor, pețitor, mândru nostru tricolor. Basarabie măiastră, a sosit și vremea noastră, că-ți aducem pețitor, pețitor, mândru nostru tricolor. Și-ți aducem pețitor, pețitor, mândru nostru tricolor. Basarabie română, hai să dă mână cu mână, că-ți aducem pețitor, pețitor, mândrul nostru tricolor. Că-ți aducem pețitor, pețitor, mândrul nostru tricolor. Basarabie frumoasă, bine te-ai gătit, mireasă, că-ți aducem pețitor, pețitor, mândrul nostru tricolor. Că-ți aducem pețitor, pețitor, mândrul nostru tricolor. De la Nistru până la Brut, trei bofnici am avut. Nistrule, Nistrule, drag, o rusoaică și-o țigancă, și-o fată basarabiancă, Nistrule, Nistrule, drag. Rusoaica-mi dădea-mi care, țigancă-mi dădea parale, Nistrule, Nistrule, drag.
cu basarabeanca mea, prindeam stelele cu ea, Bistrule, Bistrule drag. Subțirele puțeai, dar nu știi cui să le dai, Bistrule, Bistrule drag. Șale mele sunt așa, hai să începem dragostea, Bistrule, Bistrule drag. Dragostea l-am început, m-a luat într-o recrut, Bistrule, Bistrule drag. Apa Nistru am trecut, să-i fiu țărit mele scut, Bistrule, Bistrule drag. Sus pe coama dealului, paște urmul rusului, Bistrule, Bistrule drag. Urmul paște ține chează, rusul doarme și visează, Bistrule, Bistrule drag. Băi, rusule, nu visa, Basarabia nu-i-a dat, Bistrule, Bistrule drag. E țara românilor și-a Basarabeilor, Bistrule, Bistrule drag. E țara românilor și-a Basarabeilor, Bistrule, Bistrule drag. Suntem români mele, la bine și la rău, români de 2000 de ani. Noi am trăit ca frații, alături cu carpații, și n-am dus lipsă de duștan. Noi am trăit ca frații, alături cu carpații, și n-am dus lipsă de dușman. Dumnezeu de sus, lor pe aici l-a pus, putea dur cu mulți ușeți, cu băi și cu lungi, și cu ape dulci, Dumnezeu ni l-a ales. Tu, Românie mare, privește către soare, că-ți lăcrimează cineva. O pasăre răpită, cu forța și rănită, e sora Basarabia. O pasăre răpită, cu forța și rănită, e sora Basarabia. Dumnezeu de sus, locul aici l-a pus, Budanul cu munți cu cez, cu băi și cu lungi, și cu ape dulci, Dumnezeu mi l-a ales. Ardal de peste munți, pe tine te vor mulți, tu ești al nostru, nu al lor. Ardea inima spune, al nostru verăgur, ardea de ștar românilor. Ardea inima spune, al nostru veră mâne, ardea de ștar românilor. Dumnezeu de sus, locul aici l-a pus, putea dur cu mulți ușesc, cu băi și cu lungi, și cu ape dulci, Dumnezeu ni l-a ales. Dumnezeu de sus, locul aici l-a pus, Budanul cu munți cu șes, cu băi și cu lungi, și cu ape dulci, Dumnezeu ni l-a ales. La 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 la
Linul, lin, codrule, lin, omul nu are alin. De somnul gâtului, de suspinul vântului, de thank you.
zile privelea cânturile mele. Ciocârlile nu oprește nimeni primăvara. Ce? Primăvară, primăvară, amintește-a câta oară de lumina dragostei din te. Primăvară, primăvară, amintește-a câta oară de lumina dragostei din te. Oare clipele, 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 mulți de flori atunci se scuturame. Ne-au crescut aripele, ne-au crescut aripele și ne-am rădăcit în luna mare. Se credeau câmpile, cântau ciocârlile și era astăzi primăvară. Primăvară, primăvară, ne-amintești a câta oară de lumina dragostei din te. Primăvară, primăvară, ne-amintești a câta oară de lumina dragostei din te. Iacu, o să vedem cum se spune. Lumina dragostei din te. Primăvară, primăvară, ne-amintești a câta oară de lumina dragostei din te.